La Spitalul Orășănesc Baia de Aramă lucrează de câțiva ani buni un singur specialist în obstetrică ginecologie. Până în 2011 nu a fost nicio problemă când doctorița intra în concediul de odihnă. De fiecare dată locul ei era ținut de un medic pensionar de la Târgu Jiu. Acum, din cauza vârstei înaintate a acestuia, conducerea spitalului a decis să nu mai colaboreze cu el. Așa se face că s-a suspendat activitatea secției de maternitate pe perioadă determinată. A fost anunțat ambulanța printr-o adresă trimisă joi, în jurul prânzului, cum că în perioada respectivă de absență a medicului, asistența medicală în compartimentul de obstetrică ginecologie nu va putea fi asigurată la nivelul Spitalului Baia de Aramă. Motiv pentru care am făcut solicitarea către Serviciul Județean de Ambulanță de a transporta cazurile la un alt spital. Am fost informat de managerul spitalului și bineînțeles că am fost de acord. I-am spus să ia hotărârile conform legii și să anunțe județul ca toate mămicile și tot ceea ce ține de ginecologie să fie informați, să fie duși la cel mai apropiat spital. Conform medicilor de la Baia de Aramă, aici au loc doar 2-3 nașteri pe lună, cu toate că, potrivit statisticilor, un copil se naște odată la 10-15 zile. Imediat după plecarea medicului, o gravidă a avut nevoie de asistență medicală. În jurul orei 16, joi după amiaza, care a fost adus de undeva din zona Bala și redirecționat după ce a fost văzută gravida de către medicul din ATI către o altă secție de obstetrică ginecologie pentru a se putea efectua nașterea. Activitatea la compartimentul de obstetrică ginecologie se va relua la 22 aprilie. Conducerea spitalului crede că singura soluție pentru ca această situație să nu se mai repete este să se angajeze câte doi medici pentru fiecare specialitate. Speranțe sunt, deoarece la nivel național sunt 17 rezidenți care au optat pentru un post la Spitalul Orășănesc Baia de Aramă la finalizarea cursurilor de specialitate.